stăm. Nu, stăm și nu. Hai, zi tema, Duzu. Dă carte. Aha, l-ai sunat? L-am sunat, dar du-te. Vii, coboară? Da, da. Pentru... A, casă. Dică-ți, la ce pagină? Dar am învățită să o... Casa? Am. Hai, zi, la ce pagină? Pagina 116. Exercițiu 7. 7, 8, 9 și 12. 7, 8, 9 și 12. 7, 8, 9, 11 și 12. 11 și 12. Astea probleme, nu? Da. 2, 4, 5 probleme. Da. Triunghiul dreptunghic. Deci e în A. Triunghiul dreptunghic în A. Deci ABC. Triunghiul ABC. Da, dreptunghic în A. Măsura lui A. Egal cu 90 de grade. Notăm cu G intersecția înălțimii AD. Cu G? Intersecția înălțimii, deci? Da. Cu G intersecția înălțimii AD. Cu G intersecția înălțimii AD. După aceea cu D, D aparține lui BC. Cu bisectoarea. Deci pășim deci, înălțimea AD. Deci AD. AD perpendiculară pe BC. Așa BC. Înțeleg, da? Da. Și de aparține lui BC cu bisectoarea CE, E aparține lui AB. Deci notăm cu G punctul de intersecție a bisectoarei cu înălțimea, poate vrei să zic. Deci așa, notăm cu G intersecția înălțimii AD, virgulă. Da. Virgulă. De aparține lui BC da. Cu bisectoarea. Cu bisectoarea. Așa. Așa. Deci am făcut mențiunea unde se găsește D-ul. Haideți să înțelegem. Haideți să facem figură. Deci triunghiul dreptunghic ABC. Cum îl desenez la triunghiul dreptunghic ABC? Cu măsura unghiului A, că zice. Exact. A, sus, B, C. Aveți echierul de regulă, exact. Puneți echierul cel mai rapid. Sau dacă ai linia, iar cu linia. Atât, dar nu așa de regulă. Așteaptă mama, că zice mai mult. Da? Uite așa. Și aici este unghiul drept. Da. Deci triunghiul dreptunghic ABC. Trebuie să ai foarte rapid îmbrarea la asta, cu unghiul drept. E dus rapid și... Ducem înălțimea, ca... domnul profesor vrea să vadă dacă știi ce înseamnă să duce înălțimea, că mamei a zis că nu știi. Așa. AD înălțimea. A, B, C. AD înălțimea, deci din A perpendiculară. D. Asta înseamnă perpendiculară, da? Deci aici trebuie să am AD drumul cel mai scurt, unul din 90 de grade. Tu ai dus perfect acum. Deci asta se aproape bine. Da? Ca să vezi cât de cât, uite așa și făcut eu. Vezi? Tu e tot cu linia, o mișcă așa, ca să fie aici asta și cum asta ți este perfect. Să zice că ai dus-o. După care? AD pe... Deci notăm cu G intersecția înălțimii AD. Da. Cu D aparține lui BC, cu bisectoarea CE. CE e? Din ce duc bisectoarea? Da. Deci duc din ce bisectoarea? Ce face bisectoarea? Împarte unghiul două unghiuri. Așa. Împarte unghiul două unghiuri comunente și această bisectoare... Intersecția lor o notăm cu D. Așa. Notăm cu D intersecția. Cu G. Cu G. Bun. CE, domn profesor. CE, uite, notăm cu vezi, E. Vezi, AD-ul a ieșit. Așa, E aparține lui AB, corect. Corect. Așa. Deci hai să spunem ce e bisectoare, așa de da. Ce, ce e, uite cum o pun, pleacă din ce, semidreaptă. Ce e bisectoare. Cărui unghi? Bisectoare unghiului C. A lui A, C, B. E bisectoare la CB, ce e. Bun. Iar E este perpendiculară pe BC. Hai să mai notăm că AD s-a intersectat. Corect. AD intersectează pe CE. Și egal cu mulțimea formată din punctul C. Deci AD intersectează CE egal cu mulțimea formată din punctul C. Așa. Acum, EF perpendiculară pe BC. EF perpendiculară pe BC. Adică din punctul în care a picat bisectoarea, duc o perpendiculară AD. De aici cobor perpendiculară. Cum va fi cu AD? Dacă amândouă sunt perpendiculare pe BC, vor fi paralele. Iată încă o informație.
faptul că sunt două perpendiculare pe BC, spun că tot 90 de grade am și aici, ele sunt două, sunt paralele. Pot duce mai mult pe asta, pe EF, mai departe. Arătați că. Deci EF perpendiculară pe BC. Arătați că. Concluzia, da? Da. Triunghiul AEG isoshel. Triunghiul AEG isoshel. G. Isoshel. Asta la A mic și la B mic. A mic, da? Da. A, E, F, G. A, Rom. E, F, G. Rom. Rom. Apropo, ce e Rom? Iată. Ce e Rom? Ce este Rom? Paralelogramul cu două laturi congruente. Alăturate congruente. Atât, stop. Paralelogramul cu două laturi vecine congruente. Deci laturile sunt toate congruente. Toate sunt congruente din paralelogram în alea opuse. Aha. Dacă n-am... Două câte două erau congruente, da, și când am văzut astea pe congruente vecine, s-au transmis și la celelalte. Corect. Deci toate congruente. Într-un loc, diagonalele sunt perpendiculare. Deci, iată, informații foarte importante. Și bisectoarea duce unghiurile să fie congruente. Deci bisect. Dacă și mai dacă diagonalele sale sunt bisectoarele unghiurilor. Deci, la proprietăți asta. Da. Deci un paralelogram este romb dacă și numai dacă diagonalele sale sunt bisectoarele unghiurilor. Corect. Un paralelogram este romb dacă și numai dacă diagonalele sale sunt perpendiculare. Observație, rombul are toate proprietățile paralelogramului. O consecință, laturile unui romb sunt congruente și definiția paralelogramului cu două laturi alăturate congruente se numește romb. Asta e. Deci, la romb. Avem definiția. Plecăm cu definiția. Da. Definiție. Paralelogramul. Paralelogramul. Cu două laturi alăturate. Congruente. Și acum. A, B, C, D, paralelogram devine romb dacă și numai dacă. Deci un paralelogram devine romb dacă și numai dacă. Odată, două laturi, definiția. Odată și aveți definiția. Două laturi alăturate sunt congruente. Congruente, băgăm în cap. Două laturi alăturate congruente. După care? Consecința, imediat. Știu că într-un paralelogram diagonalele sunt diferite, nu? Uh-huh. Ca lungime. Mai știu că într-un paralelogram diagonalele nu sunt bisectoare ale unghiurilor. Da? Într-un paralelogram nu sunt bisectoare ale unghiurilor. Uh-huh. Dacă diagonalele devin bisectoare, adică dacă împart unghiul ăsta în două și pe cealaltă care e congruent tot în două, atunci paralelogramul devine romb. Deci, un paralelogram devine romb dacă și numai dacă diagonalele sunt bisectoare ale unghiurilor. Deci, vedeți, aici avem două probleme. Odată, dacă e romb, demonstrează că diagonalele sunt bisectoare și dacă sunt într-un paralelogram diagonalele sunt bisectoare, atunci trebuie să fie romb, adică două laturi alăturate să fie congruente. Fiindcă definiția cu două laturi alăturate congruente va fi echivalentă cu aceasta bisectoare sunt congruente, de acum putem folosi și pe asta ca definiție, corect, într-un fel, nu? Clar, corect, putem zice asta. Și mai avem, când un paralelogram devine romb. Dacă și numai dacă diagonalele, spuneai, sunt perpendiculare. Da? Dacă și numai dacă diagonalele sunt perpendiculare. Și mai apare pe condiții? Și bisectoarele... Păi asta am zis. Azi, bisectoarele 1, 2. 1, 2. Așa.
Astea două? Deci paralelogramul cu două laturi alăturate sunt congruente, congruente, da. Se numește rom. Laturile unui rom sunt congruente. Laturile unui rom sunt congruente, da. E o consecință a definiției. Da. Teoremă, un paralelogram este rom dacă și numai dacă diagonalele sale sunt perpendiculare. Și un paralelogram este rom dacă și numai dacă diagonalele sale sunt bisectoarele unui rom. Deci astea două sunt. Atât. Practic, una din ele o poate înlocui pe cealaltă. Corect. În final, în clipa asta, știm așa. Pentru a arăta că figura asta e rom, ori arăt că e vorba de un paralelogram în care două laturi alăturate sunt congruente, corect. Sau arăt că diagonalele sunt bisectoare ale unghiurilor respective, care pleacă, sau că diagonalele sunt perpendiculare. Deci eu am trei posibilități pe care le folosesc pentru a demonstra, a demonstra că e rom. Da? Am trei posibilități, dar mai mi-e limpede. Gata. Când mă ia bucat de treabă, la asta mă gândesc. Corect. La una din cele trei. La A trebuie să arătăm că triunghiul AEG e isoscel. Triunghiul AEG este isoscel. A, E, G, ăsta de A, E, G, este isoscel. Ce șanse am? Oare arătăm că două laturi sunt... A, E e congruent cu AG. După figura A e cu AG. Da. Sau arăt cu unghiul din E cât unghiul din G. Da? Deci unghiul de ăsta este cât ăsta de aici. Și gata problema. După tine, la momentul ăsta, așa cum privim problema, pe care culoare o să te duci pentru triunghiul AEG isoscel? Pe unghiuri. Că pe unghiuri. Pentru că se vorbește de bisectoarea unghiului. Trebuie să folosesc faptul că C1 cu C2 congruent. Sunt congruente, da? Da. Unghiurile C1 și C2 sunt congruente. Avem înălțime acolo. Pe urmă, ce trebuie să fac? Două înălțime aia. Am și două înălțime astea. A, G. Astea E, F sunt paralele, da? E, F, așa, și cu A, D, sunt paralele. Corect. Deci aceste două trebuie să le folosesc. Haideți să mă concentrez pe prima chestiune ca cerință. A, E, G, isoscel. Să încerc să elaborăm raționamentul. Adi, te rog pe tine să încerci, folosind faptul că C1 e cât C2, cum te-ar ajuta pe tine în clipa asta să arăți că unghiul G e cât unghiul E. Deci asta e momentul foarte tare al problemei. Deci cum muți egalitatea acestor unghiuri spre egalitatea acestor două? Visăm acum. Unghiul ăsta de aici e opus cu ăsta de aici. Corect. Unghiul opus la vârf sunt congruente. Și m-am apropiat de C2 acum. În ce triunghi m-am apropiat? În G, D, C. Ce fel de triunghi este triunghi de G? Dreptunghi. Este dreptunghică aici, D. Atunci C2-ul și cu G cât fac împreună? 90. Cum se cheamă două unghiuri care împreună fac 90 de grade? Suplimentare. Parcă nu, așa. La 180 era suplimentare. La complementare. Nu e una, e cealaltă. Nu? Sunt două categorii, complementare și suplimentare. Deci în clipa asta, clar. La complementare sunt 90, iar... Suplimentare 180. Corect. În momentul ăsta, unghiul C2 și cu unghiul G pot spânge din partea asta, dintre unghiul G de C. Corect. Fac împreună 90. Da. Și acum visez. Dacă C1 și cu E ar face tot 90... Păi sigur fac. Măsura unghiului aia e 90. Da. A, E, C. E dreptunghic. Nu degeaba motorul l-a dat. Iată-l. Cât e important. Și atunci, C1 și cu E fac 90. C2 și cu G, 90. Da. Fiindcă C1 e cât C2, înseamnă C1 e egal cu C2. Este rapid. Adică C-ul e egal cu E-ul. Că E-ul are în completare pe C1 până la 90? Da, corect. G-ul are pe C2 până la 90? Da. Ăla s-a pus la vârf și atunci G-ul ăla e... Eu vorbesc de asta, da? Corect. Ca să pot discuta, m-am zis triunghiul ăsta, e legalul său. Și cum C1 egal cu C2 și înseamnă că și E egal cu G și termina problema. Da. Ai înțeles? Nu prea. Nu, n-ai înțeles. Hai să mai facem cu atât. Așa zice, că zice așa, e ca și cum aș zice, mai spune o dată. Și eu mai spun o dată. Spune-mi aici unde nu ți-e clară ție problema. Ca să pot să
acolo cu unghiurile opuse. Hai să vedem. E, G, A și cu D, G, E sunt două unghiuri care au laturi în prelungire. Adică așa te scrieți. Nu e clar că ăsta e cât ăsta și ăsta de aici, ăsta de acolo. Deci 1, 1. Că s-o puse la vârf. Adică au laturile în prelungire. Da. Asta înseamnă unghiuri opuse la vârf. Și atunci, E, G, A, E, G, A, din triunghiul care? E, G, A, unghiul, E, G, A, din triunghiul? Deci E, G, A, din triunghiul, E, G, A. Noi ce trebuie să arătăm? Hai să vedem din nou. Ce trebuie să arătăm la primul punct? Triunghiul A, E, G? Isoscel. Când triunghi este isoscel? Două laturi sunt congruente, sau două unghiuri. Cu laturile nu merge, nu. N-are rost, cu unghiurile. Și atunci ne-am concentrat să arătăm că unghiul A, G, E este cât A, E, G. Adică, da. Hai să unul A de aici, să notez pe ăsta cu 1, adică G1 și pe ăsta 2. G1, eu trebuie să arăt că G1 este cât E. Asta care e hașurată așa, până aici. Adică ca unghi, A, E, G. A, E, G. Ei, astea două să fie egale. Și acum visez. Dacă aș reuși să valorific faptul că ce unul e cât ce doi din cauza bisectoarei, da. Să valorific acest lucru, treaba ar fi foarte bună. Da. În triunghiul E, A, C, E, A, C, ce fel de triunghi este acesta? Dreptunghic. Dreptunghic unde? În A. În A. Înseamnă că celelalte două, fiind ăsta 90, celelalte două cât fac adunate? Un tot 90. Adică ce unul și cu eu, fac 90. Da. În triunghiul GDC, în GDC, în GDC, ce se întâmplă în GDC? Avem GDC, tot un de 90 grade de. Da. Și atunci, celelalte două unghiuri ale sale? Sunt, tot, trebuie să facă 90. Obligator fac 90, nu? Adică cine? DGC, cum am notat eu, G2, da. Și cu C2? Fac 90 grade. Deci ăsta și cu eu fac 90, 2 și cu G fac 90, dar G-ul ăsta e de fapt ăsta la altul. Da. Și cum G1, 3... Cum C1 e cât C2, C2. C1 e cât C2, înseamnă oare și că eu e egal cu, cu G-ul. Și deci triunghiul A, E, G este isoscel. Deci vezi cum am format, azi așa. Ce ar trebui să arate? Duceți-vă la cealaltă problemă. Punctul B. Punctul B, da. Avem punctul B. Lucrați acolo, vedeți, poate găsiți soluția. Eu rămân aici să clarific cu el, să scriu soluția acum. Adi, ajută-mă, te rog, să redactăm. Cum redactăm? Păi fie triunghiurile A, nu, E, A, C. E, A, C. Deci, demonstrație, da? Da. Fie triunghiul E, A, C. În triunghiul E, A, C, ce am? Avem măsura unghiului de 90 grade. Scriu un pas acolo, da? Măsura unghiului A egal cu 90 de grade de unde are? Din ipoteză. Din ipoteză. Și dacă măsura lui ăsta e de 90 de grade, rezultă că celelalte două unghiuri ale sale, adică... Da, măsura lui A e C. A e C, corect. Măsura lui A e C. Plus măsura... Plus măsura lui A, C, E. A, C, E. Măsura lui A, C, E. 90 grade. Adică A, C, E, A, C, E este de fapt C1 al din aici, ca să înțelegi noi și mai bine. Unde e C1, nu? Da. Bine. Dar C1 e congruent cu C2. Sigur că da. Deci, scriu de desubt, măsura, din faptul că cine e bisectoarea?
Hai să lăsăm așa problema. Da. Hai să ne ducem în alt triunghi în care sunt între ce doi. În triunghiul care? În triunghiul G, D, C. G, D, C. Ce poți să spui în triunghiul G, D, C? Măsura unghiului D de 90 grade. Măsura lui D egal cu 90 grade. După aia avem că măsura lui G, C, B plus măsura lui B, G, C. Măsura lui? Măsura lui G, C, D. G, C, D. Plus măsura lui. Plus măsura unghiului ăsta. D, G, C. D, G, C. Egal cu tot 90 grade, da? Ei, și aici dar cine e C2-ul? C2-ul e G, C, D. Corect. C2, da? Ca să ne vină mai ușor. Și acum zicem, cine e bisectoare? C, E. Ce e? De cum ce e bisectoare? Cum ce e bisectoare a cărui unghi? A lua B, C. A, B, C, sau zicem C, pe scurt, da? Da. Unghiul lui C. Rezultă atunci cât măsura lui C1 egal cu măsura lui C2. Sau că C1 e congruent cu C2. C1 este congruent cu C2. Din astea trei, înseamnă că eu pot scoate că măsura lui A e C, este 90 minus C1. Măsura lui DGC este 90 minus C2. Și cum au același, cum se cheamă astea, au C1, C1, C2, care sunt congruente complement, înseamnă că unghiul ăsta de aici, congruent cu ăsta de aici. Deci rezultă de aici cum... Măsura lui A e C. Egal cu măsura lui D. D, G, C. D, G, C. Sigur că. D, G, C. Dar D, G, C e congruent cu E, G, A, din cauza că s-au pus la plus. Prin dedesubt. D, G, C. D, G, C. Congruent cu unghiul. Spune tu. Congruent cu unghiul A, G, E. A, G, E. Din ce măsură poți fi? Când s-o pus la vârf. D, G, C, congruent cu A, G, E. O puse la vârf. Da? De vârf. Și cum A, G, E. Deci, dacă unde vedem pe D, G, C, îl vedem aici. Da. Și înlocuim cu congruentul său. Mm-hmm. Deci voi spune că măsura lui A, A e C. A e C. Egal cu. Dar în loc de A e C, A, din loc de A e până în C, pot să zic A e G. Da. Deci A e G. E egală cu măsura lui. Zi tu. Egală cu măsura lui A, G, E. Corect. A, G, E. Ce spun acest lucru? Că triunghiul AGE. Așa. Triunghiul AGE are isoscele triunghi. Isoscel. AGE isoscel. Iată că am punctat treaba asta. Am redat. Hai să ducem acum la AFG romb. Să vedem unde restul pe A, E, F, G. Punem pe F cu G, uite așa, Adi. Și gata, a apărut figura. Noi avem acolo că s-au o diagonală, G. Uite, am să scriu așa. Uite, rombul paralelogramul cu latul alăturat. A, e paralelogramul, trebuie să arătăm că e paralogramul. Dacă arătăm că e paralelogram, las două laturi alăturate, congruente, tocmai ce le-ați arătat, A, E cu A, G. Excelent!
Dintr-unghiul istosiel de la agro, da. Aveți aer. Da, dar trebuie să demonstrezi chi paralelogram. Deci trebuie să muncim pe paralelogram și acum ne întoarcem la paralelogram. Ce știm de paralelogram? Că două laturi sunt opuse. Mai întâi, 5 sau 6 chestii care da. 6. Cu tot cu definiție. Cu tot cu definiție. Avem. Definiția. Diagonalele opuse paralele. Cu diagonale. Diagonale se înjumătățesc. Diagonale se înjumătățesc, două laturi opuse congruente și paralele. Așa. Deci era cele dacă te fixezi opuse fi paralele și congruente. Paralele, laturile opuse paralele. Două câte două. Două câte două. Adică unghiurile opuse congruente două. Două câte două trebuie să completăm așa. Adică nu numai două congruente și ăstea și celelalte să fie congruente. De asta. Așa. Și două unghiuri alăturate sunt oricare. Deci două unghiuri alăturate oricărei laturi da, să fie stopic. Să fac 180 de grade. Deci acum și prima definiție laturile opuse paralele două câte două. Da. Deci dacă noi arătăm una din condițiile paralelogramului, un arc diagonal se înjumătățesc. Nu intră. Nu intră. Aș duce eu pe asta. Da. Și nu-mi convine. Da. Încar figura. Nu mi-a ieșit din contextul problemei. Corect. Unghiurile opuse să fie congruente. Dar ăstea două congruente și ăstea două congruente. Nu le-am. Iar nu știu dacă da. Din context mă ajută. Nu mă ajută. Paralele. Două laturi paralele și congruente. Și congruente. Dacă am de undeva că două laturi sunt deja paralele din figură. Și aveți. Și am. Care sunt acele? AE și AG. AE și AG. AE și AG sunt congruente, Adi, dar nu pot fi paralele. AG cu EF. AG, care e pe AD înălțimea da. Asta. Cu EF. Și EF, că nu degeaba am un două perpendiculare. Dacă vrei, Adi, poți să gândești așa. De ce două drepte perpendiculare pe aceeași dreaptă? Deci am o dreaptă și dacă duc două perpendiculare, de ce sunt astea obligatoriu paralele? Pentru că le privesc ca două drepte tăiate de secanta aia. Corect. Două drepte tăiate de secanta asta. Care formează perii de unghiuri, atât de interesant. Și dacă eu mă duc la faptul că unghiul ăsta de aici, e cât ăsta de aici, ele sunt în calitate de corespondente. Gata, obligă dreptele să fie paralele. Obligă să fie paralele. Și cum îi duse perpendicular, deci ăsta e de 90 și ăsta e de 90, iată de ce, pe cele două drepte, acestea fiind corespondente, le obligă să fie paralele. Corect. Două drepte paralele de o secantă, mă duce spre ceea ce înseamnă nu? Calitatea lor de paralelism. Iată că așa este aici. F și cu A, D toată, da. Deci pot să mă opresc numai la G, că corect. Face parte din dreapta AD, corect. Sunt perpendiculare pe BC, deci ele sunt paralele. Am două paralele. Dacă cumva tot, din toată ipoteza vă arăta că EIF și cu AG sunt și congruente, gata-i problema. Nu prea văd aici. Da. Momentan nu prea văd. Ce să fac? Asta e situația. Să mai mergem pe AE paralelă cu FG. Atunci să vedem dacă nu cumva EFG ar fi paralelă cu AB. Da, cu AE. Adică. Da? Da. Deci, A e da, să fie pe FG, paralel da. Cu FG. Poate aici aș putea să arăt. Păi să le luăm pe ele tăiate de o secantă, domnule. Deci să luăm pe aceste două. Două drepte și tăiate de o secantă. Să vedem dacă găsim unghiuri. Păi AB-ul toată, cu FG-ul toată. FG-ul toată, să-l sus, nu? Da. Dar AB-ul, cum pică pe AC, AB. Perpendicular. E, dacă aș arăta că și asta e tot perpendicular, dacă pică și asta tot perpendicular, din nu știu ce motive. E gata problema, am terminat-o. Asta e deci, perpendicular. Iată o întrebare. Dacă eu din tot ce am ca ipoteză arăt că FG e perpendicular, G capăt calitate de ortocentru. Unde mă? În care triunghi? În triunghiul ăsta. Aducă. G calitate de ortocentru? Da. Cine? Ar trebui să fii, trebuie să-mi dai triunghiul, să ai două înălțimi. Două înălțimi. AD este înălțime. AD, da. Da. AD, înălțime. Uh-huh. Și
și care mai înalță? De ce triunghi te gândești la D înălțime? Păi în ABC. În ABC? Da. Bun. În ABC. Și oare unde s-ar întâlni înălțimile în triunghiul ABC? Că tot ați pronunțat asta. În C. Nu. În A. Deci înălțimile în triunghiul ăsta, în ABC, pentru că n-a corect, acolo e, A, B, pentru că una intersect înălțimea din ce? În triunghiul ABC, unde se duce? În A. Că ea trebuie să fie perpendiculară din vârf pe latura opusă. Înțelegi? Nu e una. Ia uitați. E acolo, ia uite. Deci ce înseamnă înălțimea într-un triunghi? Perpendiculară din vârf pe latura opusă. Că nu este ce e, e ce e, a fost bisectoare. Aia e bisectoare. A, nu e la mijloc. Păi nu e la mijloc, tot zici bisectoare. Păi și dacă ar fi, dacă ar fi la mijloc, când ar fi înălțime bisectoare? Numai dacă triunghiul ar fi social. Da. Adică ar trebui ca AC să fie cât BC. Și cum într-un triunghi ca teta să fie cât ipotenuză? Niciodată. Niciodată, ipotenuză cea mai mare. Deci e exclus. Nu poate să fie... Păi unghiul din A, în primul rând, din 90 de grade. Cum să fie și din B din 90 de grade? Înseamnă că C ar fi inexistent. Sigur că da. În concluzie, ideea asta cu geortocentru nu merge. Nu e corectă. Noi trebuie să arătăm că F, G, e perpendiculară. Nu? Din niște motive, altele decât cele care le avem în clipa asta. Dacă nu ne merge asta, ne gândim la alta. Alea două paralele care le-am arătat și le-am arătat, le avem, să arătăm că sunt congruente. Adică e F cu AG. Dacă găsim o idee de asta în care să intri cele două AG și FG, după experiența care o avem, să găsim două triunghiuri care se intre acestea și să fie congruente triunghiurile, iarăși problema merge foarte bine. Cum? Mișcăm problema. Astea așa două, EIF și cu AD sunt paraleli, da? EIF și cu AD paraleli. Da. FG poate fi privită pentru cele două paralele ca o secantă. Nu se mai aude. Nu se mai aude? Da, FG, pentru că o secantă din, da? Da. Ia vă rog să urmăriți așa, ca o secantă. Ce unghiuri acolo, alternii termeni, prindem? FG pentru A, EF și AG, domn profesor. EF și cu AG. Dreptele. EF și cu AD, poți... Și cu AD, da. Și secanta FG, da? Și cu secanta FG, da. Păi ăsta de aici, e cât ăsta de aici. Deci întrebarea mea, ce este, care sunt perechile de unghiuri care ne-ar apărea nouă în discuție clipa asta? Să ne mobilizăm. Deci, astea două paralele și secanta de aici, unghiul de aici, atenție, și
cu ăsta de aici apare în calitate de două drepte tăiate de secante, ca alterne? Interne. Dar ăsta de aici e cât ăsta de aici. Atunci ca fiind opuse la vârf. Uh-huh. Da? Deci înseamnă că unghiul ăsta de aici este cât cel din partea asta. Da? Uh-huh. Iruna, ajută-mă, te rog. Deci, unghiul ăsta de aici e cât ăsta? Adică E, F, G, cu F, G, D. Adică E, F, G. Am să fac mai mare figura. Vă rog să priviți. Astea două drepte. Și tăiate de secanta asta. Cât așa, așa. Și eu zic că unghiul de aici. Închipuiți-vă că F este aici. Da. Și da. Asta G. Da. Sunt G. Nu apar astea ca fiind alterne, de o parte de alta. Interne? Deci ăsta micuț de aici și cu ăsta de 5 de aici, adică prin trei litere E, F, G și cu F, G, D, sunt alterne interne. Pe de altă parte, F, G, D. F, G, D. Și cu A, G, să zicem aici, L, prelungirea. Sunt opuse la vârf. Da, da. Sunt congruente. Înseamnă că A, G, L și cu A, G, F, cât fac? A, G, L. 180. Fac 180. Da. Din ce motiv? Că sunta este în prelungire, latura F, el e în prelungire. Da? Și iată că se întâmplă acum momentul acela fericit. Când unghiul A, G, F și în loc să zic cu A, G, L adunat, zic adunat cu E, F, G. Cu E, F, G. Că așa am zis că E, F, G, l-am dus pe aici, ăsta l-am dus aici. Deci, practic, în clipa asta E, F, G și cu A, G, F, unghiuri ale paralelogramului, sunt unghiuri ale paralelogramului, fac împreună unghiurile astea două, cât fac? Fac 180 grade. Sunt două unghiuri alăturate latului GF. Da. Și suntem în situația de a spune că unghiul ăsta și cu celălalt, vecinii laturii FG, fac împreună 180 grade. Și am chestiunea aceea că în patrulaterul A, A, E, F, G, în care am două laturi opuse paralele, da, și am descoperit două unghiuri alăturate unei laturi, două unghiuri alăturate laturii F, G, care fac împreună 180, asta obligă patrulaterul să fie paralel. Și paralogramul în care două laturi sunt congruente vecine, la data punctul așa, este romb. Terminat problema. Noi am tras foarte tare să arătăm că FG e paralelă cu EA. Pentru că era dat de autor că EF este cât e paralelă cu AD și ne-am dorit ca și celelalte două să fie paralele. Lucru care trebuie să fie adevărat. Dar n-am reușit, n-am văzut noi la prima vedere, s-ar putea să mai insistăm să le vedem. Și să fie, da. Și să fie paralele, pentru că din alt context ne-a ieșit că suma unghiilor să fac 180 grade. Atunci, dacă la o latură se întâmplă așa, și cu două laturi paralele, atenție, că dacă n-ar fi fost mențiunea laturile astea paralele și numai simplu fapt că astea două fac împreună 180 grade, două laturi alăturate fac 180 grade, nu aveam motiv să spun că îndată figura e paralelogram. Da. Deci, aici este momentul în care fructificăm. Am folosit, hai să vedem dacă am folosit toată ipoteza. Faptul că unghiul dat, triunghiul dreptunghic, am folosit. Că n-am arătat că unghiurile sunt congruente pentru... Am folosit bisectoarea. Că am dus perpendicularitatea asta, am folosit-o. Da. Tot nu. Geul care apare ca punct de intersecție este vârful paralelogramului respectiv. Dar nu, da. Nu este un punct important
care să fie intersecția înălțimilor mediane, mediatoarelor. Nu? E compară triunghiul AC cu... Hai să vedem o altă soluție. AC e. AC e, triunghiul AC e. Da, cu FC e. Cu triunghiul? FC e. F? C e. C? E. E. Ia să vedem ce au cele două triunghiuri. E ce e comun. Deci triunghiul A, E, C, C cu E, E, F, C, E, F, C. E, E, F, C, de acord. Au E ce comun. Unghiul din noi de gerarie. Sunt triunghiuri dreptunghice. Da. Ce unul e ce doi. Așa, și pe E ce comun. Gata, triunghiul sunt congruente. Sunt congruente și atunci E sunt... Cele două, cele două sunt paralele și congruente. Și A, E, E cât e F. Și tot, e paralogram și pe mai și rom. Deci e foarte corect. Deci spuneam că mai există, mod sigur, și o altă variantă. Mergem la serpe triunghiuri, da? Da? Merge o mai repede. O văd mai repede. Gata. Deci am arătat că e isoscel, da? Am redactat. Adică, încă o dată, deci luăm spre comparare. Ce vrem să arătăm? Știm că e F, e paralel cu AG. De unde știm? Din ipoteză. Deci începem să mai redactăm. Te rog să te dictezi. Nu, fie triunghiul, A, E, C și E, C. Nu, mai întâi să spune că sunt paralele. A. Deci, spune. E, F, paralel cu... Nu știm. E, F, știm așa, că e perpendiculară pe... E, F, pe BC. Pe BC. AD, perpendiculară așa, pe BC. Așa, redactăm. AD, perpendiculară pe BC. BC. Rezultă din astea două. Da. Că E, F, paralel. E, F. Cu AD. Paralel cu AD. Paralel cu AD. Așa, luăm... Subliniam, asumim pe asta. Acum. Fie triunghiurile A, E, C. Fie triunghiul A, E, C. Și triunghiul. F, C. Și triunghiul F, C, E. F, C, E. Da. Despre cele două triunghiuri poți să spui că... Au. Au ce e latura comună? Ce e? Latura. Segmentul, da? Ce e? Puteți să lăsați așa. Ce e latură comună? Pur și simplu, latură comună. Da? Măsura unghiului... Ce unul congruent cu ce doi? Că e bisectoare. Da. Ce e bisectoare? Deci, ce unul scurt? Ce unul congruent cu ce doi? Ce doi? Ce e bisectoare? În paranteză, din cauza că ce e bisectoare, ca să înțeleagă tot omul, da. Așa, și... Măsura lui e F, F, C. Bis, da? Și măsura lui e F, F, egală cu măsura lui... Sănătos. Mulțumesc. Măsura lui e F, F, C. Egală cu măsura lui... E, A, C. E, A, C. Și 90 grade. Și egal cu 90 grade. Suficient, după cazul de congruență, ipotenuză catetă, da? Ipotenuz unghi, parcă. Sau unghi, latură, unghi. Sau unghi, latură, unghi. Dacă asta e comună, ăsta e cât asta, ăsta e cât asta, și unghiul acela va fi cât în altul. Da, triunghiurile cele două sunt congruente. Triunghiul A e că... Deci o să spunem UI. UI. Unghi, ipotenuză, da? Atunci triunghiul luat în discuție. Ipotenuză unghi. Ipotenuză unghi. Sau latură, unghi, latură. Sau latură, unghi, latură. Triunghiul A, E, C, congruent cu triunghiul care? Cu F, C, E. C, E. Din congruenta lor rezultă. Din asta rezultă A, de vorbește. Ce aduce? Rezultă că A, E, congruent cu F. Cu F. Tare mi-e interesează. A, E, congruent cu F. Congruent cu F. F. Subliniem. Da. Asta e A, ce e congruent cu F, ce? Da. Și... Celelalte două nu prea ne interesează, dar le scriem, dacă vreți. A, deci, ce? A, ce e congruent cu... Din reflexul pe care avem pentru a completa și celelalte elemente. Corect. Deci, A, ce e congruent cu... F, C. Cu F, C. Da. Și unghiul C, E, F. Și unghiul C, E, F. Congruent cu unghiul C, E, A. C, E, A. Așa. Și noi interesează A, E cu E, F. Da? Da. Deci A, E, asta mă avem. Și adăugăm acest rezultat adăugăm la E, F, paralel cu A, D.
Deci A e. Ori pe asta, ori pe cealaltă acolo. Să faci un da, paralelă cu A. A e. A e. Congruent cu F. F. Deci A e. E cât e? Din cele două, da, am astea două laturi paralele și congruente. Da. Rezultă atunci că A e. A e. Toată figura asta. A, A e. A. Da, dar vedeți că una e A, e, domn profesor, și una e A, D. Dar A, D și A e. E. Deci am zis e. Da, dar A, D, A, E este congruentă cu A, G. Că am demonstrat. Așa. A, E este congruentă cu A. Mai adăugăm aici, da? Da. A, E. A, E. Am demonstrat. E congruentă cu A, G, domn profesor. A, G. Corect. Și da, din cele trei. Da, din cele trei acum. Așa, este că... Că figura aia, A, E, F, G... Dar trebuia să am două laturi paralele și congruente. Păi da. Păi da, A e congruentă cu AG. A e congruentă cu AG, da. Da. Și pe de altă parte, AG este congruentă... Nu, AD e congruent... Nu, cum e asta? Trebuie să am așa, EF, hai să vedem. EF da, e paralelă cu AD. Da. Și eu mai trebuia să arăt că EF, da, nu e și că EF congruentă. E congruentă și cu AE. Cu AE, dar AE e cu AG. Dar AE cu AG, deci practic în patrulaterul ăsta am trei laturi consecutive congruente. Exact. Da? Da. Deci astea toate trei congruente și faptul că am și paralelismul, din asta reiese că figura toată AE, EF, D, AE, EF, G. Da, paralelogram. Este romb chiar. Ah, romb deodată, că-s congruenții toate trei. Tocmai, da. Corect. Romb, trei sunt congruenții. Da, da, da. Intră două la prea următoare. Corect. Da. Iată că am arătat acest lucru. Problema 8. 8. Într-un unghiu ABC, cu măsura unghiului A de 90 de grade. Deci trebuia să vă spargă asta aici. Da. Prin unghiul ABC. Da. Cu măsura... Măsura unghiului A, 90 de grade. Da. Km, bisectarea unghiului? Bisectarea unghiului A, C, B. Km. Bisectarea unghiului A, C, B. Bisectarea unghiului A, C, B. M aparține lui AB. Da. Este în interiorul segmentului. AB, așa. Da, așa. AD, AD perpendicular pe BC, de aparține lui BC pe interior. De aparține lui BC. AP, bisectoarea unghiului DAB. AP, bisectoarea unghiului DAB. Bisectoarea unghiului DAB. B. P aparține lui BC pe interior. Concluzie. KM intersectează AD și este egal punctul N. Mulțimea formată de punctul N. Dacă KM intersectează asta, arătați că... Dacă... Deci dacă KM intersectează... Dacă notăm cu KM intersecția cu N. Dacă... Așa arătați că AM PN romb. A, M, P, N, ROM. Să facem figură. Exact. Da, unghiul drept, bisectoarea tot din C, domn profesor, da? Din C, M. Deci, aproape repetăm. Da. M aparține lui AD, corect. AD perpendiculară pe BC, aproape se repetă. A, B, C, AD perpendiculară. Da. C, M, bisectoarea din C. Bisectoarea din C. Să știți că eu mă uit așa. Dacă latura asta este o catetă, și asta e ipotenuză. Când duc bisectoarea, nu trebuie să fie la mijloc.
bisectoarea pică mai aproape de A, pentru că A ce e mai mică decât BD. E un secret ăsta. Da. O să-l învățăm cât de curând. Și atunci eu fixez așa într-un pic în bisectoare și până unesc pur și simplu. Și atunci am o șansă să fie dus în bisectoare. Aproape corect. Și AP, bisectoarea lui D, AB. Care AP? Da. AP, bisectoarea lui D, A, B. D, A, B. Aha, aici, nu? D, A, B, ăsta e unghiul. Da, și bisectoarea lui D, A, B. Iată, aici, P, parcă ai spus. Da, da, da. Deci AP, bisectoarea lui D, A, B. Și acolo C, M, domn profesor, bisectoarea din ce? Cum asta, da? Da. Și acum dacă cum intersectează AD? Cum AD în punctul ăsta. În punctul N. N. Arătați voi că AM P AM 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 P N. Ăsta am pus de aici. Așa, uite așa. Tot ăsta. Observ că sunt duse diagonalele, domnule. Deci aici au apărut diagonalele din construcție. Din construcție, da. Cred că nu-i degeaba. Chestia asta, din construcție, mă duc pe culoarea asta. Da? Și par și perpendiculare, dacă și demonstrăm... Și par să fie perpendiculare. Dacă demonstrăm, deci, gata-i loc. Sunt împins da. Spre ideea asta, da? Să folosesc chiar mă ajută teorema. Foarte tare. Dacă arăt acolo din 90 de grade, gata-i loc. Gata. Într-un paralelogram. Da, într-un paralelogram. Într-un paralelogram, trebuie să arătăm că e paralelogram. Și pe urmă. Da. Nu e nimic, arătăm repede, domn profesor. M, P, înălțime, M, P, înălțime. M, P... Am dus-o noi înălțime? Nu, cum am dus-o? N-am dus-o, domn profesor, am dus bisectoarea, apă. Aha, deci e bisectoare? Apă e bisectoare. Atât. Numai AD a fost înălțime. Da, AD înălțime. Deci, hai să recapitulăm. Am dus-o înălțime. Corect. Am dus o bisectoare. Două bisectoare. O bisectoare aici și cealaltă bisectoare. Păi N e intersecția bisectoarelor. Deci N este punctul de pe... Intersecția bisectoare. E bisectoarea asta și cu înălțimea, măi. Aaa, și cu înălțimea da. E Nu. Deci nu e intersecția înălțimii cu am bisectoarea. Am înțeles, da, da, da. Bun. Bun. Deci... Trebuie să spunem așa, dacă reușim să arătăm că suntem într-un paralelogram. Corect. Și dacă mai arătăm că diagonala este perpendiculară, gata, devine rom și ne-am liniștit. Dar acum să ne concentrăm pe varianta aceea, să arătăm că e paralelogram. Înainte problema, am zis MP perpendiculară. Și ne era de mare folos. A fost mare folos, că am avut paralelismul ăsta. Oare putem arăta de undeva că ducând bisectoarea și bisectoarea asta altă aici, mă pui paralelă? Că dacă ne-am duce... Vreau să mă duc spre problema dinainte. Uh-huh. Atunci aș avea paralelismul ăsta și laturile ăsta congruente, că din nou triunghiul ăsta l-am luat triunghiul celălalt. Mi se dă două bisectoare și o înălțime, domnul profesor. Două înălțime, că practic mi se dau două bisectoare, da. Dar în triunghiuri diferite. În triunghiuri diferite. Deci bisectoarea în AM, în ABC, din C, bisectoarea în BAD. Da. Ei, hai să vedem cum... facem aici. Până una alta, hai să vedem dacă reușim perpendicularitatea, că pare mai la îndemână. Întrebare. Oare unghiul C tot e congruent cu ăsta BAD? Cum? BAD. Cu tot. Da. Deci întrebarea mea este așa. Dacă unghiul A, C, B, unghiul din C tot, dacă este congruent cu unghiul A, B, D, cu ăsta. Sau A, B, deci unghiul C, dacă este congruent cu B, A, D, cu ăsta de aici.
Că are 90 de grade. Da. Care? B-A-C. B-A-C. Are 90. Corect. Da. 90 minus N-A-C ar trebui să fie A-C-B. Exact. Și... Sau A-C-D. A-C-D. Da, și C-U e 180 minus... Dar A-C-D-U... Hai să te duci aici. Ce fel de triunghi este ADC sau ACD? Isoșel. Nu. Dreptunghic, măi, că am dus în ordine. Așa, dreptunghic. Este dreptunghic. Că isoșel vicei. Isoșel era prea mult. Da. Păi cum să zici că isoșel? E dreptunghic. Da. Și atunci tot unghiul C și cu ăsta de aici... Da, formează 90. Dar ăsta și cu vecinul său... 90. Înseamnă că ăsta e cât tot C-ul. Din cauza că fac, alau ca... complement pe D, A, C. Dacă de înseamnă că și pui cât C. Deci, în momentul de față, unghiul ăsta de aici este C, nu? Da, și dacă de înseamnă că și pui cât C, e paralelogram. Dacă dovedești că cine? Tot unghiul e P, nu, M, P, N, e cât C. M, P, N. Este ăsta de aici, dacă vezi că este cât C, atunci unghiul sunt, dar numai două unghiuri opuse. Unghiurile opuse două câte două, spune teorema. Da? Deci tu te-ai dus repede, fiindcă ăsta e C aici, da? Ăsta e C. Ai zis așa. Păi arăt că și cealaltă C și atunci sunt două unghiuri opuse congruente și ai și problema. Numai că nu chiar așa, nu? Ăla e C. Din cauza că ăla din în A, D, C. În A, D, C. Tot C plus bucățica aia din A e 90, nu, domn profesor? Așa. Deci ăsta de aici, în A, D, C, da, unghiul ăsta. Cu tot C. Cu tot C fac 90. 90. Bun. E de așteptat așa, da? Da. Iar ăsta de cu galben notat și cu vecinul său, da, completează pe A, care era 90. Dar aici e 90, că știm noi că e 90. Poți fost dat în probleme. Da, da. Stai puțin să înțeleg și eu, Mirma. Da. Deci, unghiul ăsta, B, A, D, da, B, A, D, e cât cât, zice? Este B, A, D, împreună cu galbenul. Împreună cu galbenul, e 90. 90. Da. Dar pe de altă parte, în A, D, C, tot C-ul, împreună cu galbenul, galbenul fac tot 90. Tot 90. Și atunci galbenul completează la 90, deci complement. Așa. Da? Pe cine? Pe atât pe C, cât și pe cel roșu, BAD. BAD. Și atunci cel roșu, cel C-ul e cât cel roșu. Așa, C-ul este cât cel roșu. Deci pot să spun așa. Ăsta de acolo e cât ăla roșu. Da, e cât ăsta de aici. Ok. Deci facă B, P, P, e cât până B, până D. B. M, P. M, P. B, M, P. Cât până D. P. D. D. Știm asta? Păi nu prea știm. Dacă am știut asta, am fi gata problema. Păi nu prea știm, Miruna, că doar știm atâta. Ăla e dreptunghi, care zici tu, omul de care... Ăsta e de unghiul ăsta e drept. Da. Nu știu paralelismul. Iar mă învârt în chestia asta. Deci nu știu că dacă astea ar fi paralele și asta ar fi secant, ar fi ceea ce spui tu. Până păi de acela mai duci. Păi să luăm secanta până... Pentru dreptele acestea. Pentru, da, și obținem unghiuri alterne interne. Da, dar nu știi că sunt congruente. Ele sunt alterne interne, dar nu și congruente. Că dacă ar fi și congruente, le-ar obliga să fie paralele. Dacă tu, din un alt motiv, constați că unghiul până D, nu știu ce motiv ai tu, până D, da, e congruent cu M, P, N, din nu știu ce motiv, atunci... Toată păi, povestea este... Câmul e bisectoare, domn profesor. Câmul e cât cât doi. Câmul e cât cât doi, da. A, păi e bisectoare. A, unul e cât a doi. Dar tocmai ce a spus că tot câu e deci, cât tot au, ăla mic, au, roșu. Roșu e cu roșu, a zis. Așa. Deci ăsta C1 cu C2, da? Da, că e bisectoare. A, unul. 1, 2. Da? A, unul cât a doi, că și aia e bisectoare. A, corect. 1 aici, 2. Da. Și tocmai ce a spus că tot unghiul din C
C e cât tot unghiul ăla din A, nu? Corect. Asta înseamnă că și unghiul... Și jumătățile lor sunt lor egale. Sunt egale. Și C2 cât CA1. Deci C1 cu C2 congruent cu A1 cu A2. Da? Da. Eu n-am mai scris. Deci C1 congruent cu C2, congruent cu A1, congruent cu A2. Cu A2, da. Figura e așa de mică acolo, că nu sunt vedem unghiul. Cum se fac eu? Ca cum să... se face? Da. Haideți să mai punctez cu altă culoare, ca 1 și A2, cele două unghiuri. Cu ce culoare se facă cu albastru. Deci, hai să le iau așa, cu A1. Da. Și A2, asta l-am tot de aici. Până la, mi se pare. Deci, cine este A1? Să-l scriem ca să fim neficate. Unghiul A1 este, de fapt, egal cu unghiul M sau B, A, B. Asta e. B, A, B, nu? Ca să fie clar. Iar A2, A2, congruent cu unghiul P, A, N. Cu da. P, A, N. A1 cu A2, da. Deci A1 cu A2 înseamnă ce am zis aici. Da. Dacă ne vine greu, atunci prin trei litere l-am localizat. Da? P, A1. Să vedem ce-a făcut cumpăra aceea. A, nu știu, m-am uitat. Așa, ce-a vrea intersecția, să notăm și intersecția, mi se...